Mulți dintre cetățenii care locuiesc în cartierele mărginașe ale municipiului Râmnicu Sărat nu au contracte cu o firmă de salubrizare și depozitează necontrolat gunoaiele. Pentru a-i determina să intre în legalitate, polițiștii locali desfășoară o acțiune în cadrul căreia merg din casă în casă și verifică dacă proprietarii imobilelor au sau nu contracte pentru ridicarea gunoiului. Facem o verificare asupra tuturor cetățenilor în privința deținerii contractului cu RERU, a celor care vă iau gunoi. Aveți așa ceva? Da, m-a trecut azi la gunoi. V-a trecut astăzi, să aveți o chitanță, o factură, un contract. În cadrul acțiunilor au fost descoperite, așa cum era de așteptat, și persoane care nu au contracte cu o firmă de salubrizare pentru ridicarea gunoiului. Unele nu au deținut niciodată un astfel de document, iar în cazul altora, contractul a fost reziliat pentru neplată. Agenții locali le-au înmânat acestor persoane înștiințări, potrivit cărora trebuie să intre în legalitate până la un anumit termen. Vă dau această științare, da? V-am lăsat termen până pe data de 20 ianuarie, pentru că aveți probleme, da? Dar până pe 20-a 9-a, vă rugăm să rezolvați. Persoanele care au primit înștiințări pentru a încheia un contract cu o firmă de salubrizare trebuie să se prezinte la sediul poliției locale cu o copie după acest document până la termenul stabilit. Cei care nu vor intra în legalitate riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Mai mult, persoanele care sunt prinse că depozitează necontrolat gunoiul vor primi sancțiuni care pornesc de la 600 de lei și ajung până la 2000 de lei.